Suntem la a treia ediție, deci prima ediție s-a referit la trimestrul 2 al anului 2012, a doua ediție la trimestrul 3 al anului 2012 și a treia ediție la ultimul trimestru al anului 2012. Derularea analizei s-a făcut undeva la jumătatea lunii ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie. Deci, practic, a cuprins cam ultimele două săptămâni ale lunii ianuarie. Ele s-au suprapus, a zice, pe două momente importante. Un prim moment a fost faptul că a avut loc o schimbare de guvern, urmarea alegerilor din toamnă, care practic au confirmat USL-ul ca și coaliție câștigătoare și, din punctul acesta de vedere, s-a reconfigurat guvernul. De regulă, schimbarea de guvern nu aduce cu sine puțin optimism? Ar trebui să aducă puțin optimism, însă trebuie să avem în vedere că de-a lungul întregului trimestru 4, practic întreaga comunicare a membrilor politice ai guvernului s-a orientat mai degrabă către aspectele electorale și mai puțin către cele administrative, către cele de administrare a țării. În acest sens, aș putea spune că probabil mediul de business a perceput că în perioada respectivă s-a făcut puțin din punct de vedere al guvernării. Acesta poate fi un element de evaluare. Un al doilea element de evaluare l-a constituit efectiv noua organizare a guvernului. Prin noua organizare a guvernului au avut loc anumite schimbări din punct de vedere al structurii ministerelor. Mă refer aici la Ministerul Industriilor, mă refer la Ministerul Dezvoltării și Turismului. Au apărut noi ministere, au apărut noi miniștri delegați cu funcții specifice și cred că aceste modificări nu au fost suficient explicate public. Dacă din punct de vedere al consumatorului sau al cetățeanului de rând și mai puțin informat, aceste aspecte poate nu reprezintă mare lucru, mediul de afaceri însă este foarte atent, pentru că pe mulți din mediul de afaceri îi afectează sau într-un fel sau altul sunt influențați de ceea ce se întâmplă în guvern, în actul administrativ. Modul în care este organizat un anumit minister, modul în care urmează să se întâmple lucrurile. Pe dumneavoastră, ca proprietar administrator al unui business important, în mod concret, cum? Pe mine mai puțin, pentru că afacerile noastre nu sunt legate de stat. Nu sunt legate de stat, însă bineînțeles că am fost atent ca orice om de business la ceea ce se întâmplă în mediul guvernamental și pot să spun că nu mi-a fost foarte clar la început care au fost motivele, care a fost argumentația care a stat la baza acestor modificări. De ce, de exemplu, anumite elemente din zona de Ministerul Transportului se mută într-o zonă a marilor proiecte și de ce nu căile ferate, ci doar autostrăzile sau de ce nu și aeroporturile? Adică nu mi-este foarte clar. Ați încercat să aflați? Sigur, asta este un element de discuție și dezbatere. Probabil anumite clarificări vin cu timpul, dar la momentul respectiv, și aș putea să spun că nici acum, după ceva timp, nu ne este foarte clar ce și de ce se structurează într-un anumit fel. De asemenea, în zona Ministerului Economiei și relație cu mediul de afaceri, a apărut acel minister al întreprinderilor mici și mijlocii, care de fapt ține și relația cu mediul de afaceri. Nu este foarte clar. Toate aceste elemente, insuficient argumentate, insuficient explicate către mediul de afaceri, bineînțeles că duc la un moment dat la o stare de reticență, la o percepție proastă, la o neînțelegere a motivației și, bineînțeles, pui sub semnul întrebării competența. Care este motivul? Care sunt, de fapt, cauzele reale pentru care se au astfel de decizii? Exact. Pe zona de competență și transparență. Iar un al treilea element care a impactat masiv percepția mediului de afaceri a fost că exact la începutul anului a apărut un pachet de măsuri legislative cu caracter fiscal. Mă refer aici la TVA-ul la încasare, mă refer aici la scoaterea de la nedeductibilitatea unei părți din activele fixe, mașini cu valoare mai mare de nu știu cât, fără să fie neapărat explicat de ce valoarea, nu una mai mare, nu una mai mică. Au fost elemente de modificare pe zona fiscală care au apărut peste noapte, unele dintre ele
atinse anterior, să spunem, în discuția publică cu vreo lună jumate înainte. Unele au fost atinse, altele nu au fost atinse deloc. Adică au fost pur și simplu peste noapte. Despre TVA-ul la încasare se știa că urmează... Sigur, despre TVA-ul la încasare se știa. Dar, de exemplu, despre modul sau care vor fi limitele, de exemplu, pentru plătitorii de TVA, companii mici și mijlocii sau întreprinderile, micro-întreprinderi, care va fi limita de la care vor fi plătitoare de TVA, a fost o chestiune care a apărut peste noapte fără nicio discuție. Deci aici sunt o serie de elemente care eu nu vreau să discut dacă ele sunt bune sau rele, pentru că cu siguranță au o anumită argumentație și au la bază un calcul economic. Problema este că nu au fost dezbătute, discutate, explicate, cules feedback de la cei care sunt direct afectați într-o măsură mare despre aceste decizii. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că acestea sunt elemente la care mediul de afaceri este mult, mult mai sensibil și percepția lui este mult mai puternic influențată decât, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat în vara anului trecut. În vara anului trecut, între valorile din trimestrul 2 și trimestrul 3, exista chiar o creștere. De ce? Pentru că oamenii de afaceri nu înțeleg faptul că în vară a fost un joc politic, nu un joc economic. În vară a fost un joc politic care nu interesa atât de mult sfera economică. Nu afecta prin decizii sau măsuri atât de mult activitatea mediului de afaceri. Însă, modul în care s-au făcut reorganizarea, restructurarea guvernului fără comunicare, modul în care s-au introdus pachete de măsuri legislative cu impact fiscal fără comunicare, acestea au un impact direct asupra mediului de afaceri, afectează în mod nemijlocit activitatea lor și atunci automat a existat o reacție negativă care s-a regăsit în această percepție. Și acum lumea spune, domne, care sunt, în general, care este zona care influențează? Pe cel mai mult chestionezi în cazul acesta competența. Te întrebi, domne, oamenii ăștia știu ce fac? Oamenii ăștia se pricep? Înțeleg? Aici este chestiunea. Cu siguranță că probabil îi înțeleg, probabil lucrurile astea se vor schimba într-un element pozitiv cu timpul. Dar mesajul este unul foarte clar. O scădere atât de puternică de percepție impactează și asupra planurilor pe termen scurt și mediu ale mediului de afaceri. Am sesizat în cursul summitului din februarie, când s-a făcut o evaluare ad hoc vis-a-vis, pe care noi o facem de obicei la toate întâlnirile importante ale Romanian Business Leaders, vis-a-vis de planurile mediului de afaceri în perioada următoare. Și noi am avut o evaluare undeva la începutul lunii decembrie și o evaluare acum în februarie. De exemplu, scăzuse foarte mult, scăzuseră foarte mult optimismul mediului de afaceri privitor la anul 2013. Mult mai puțini oameni de afaceri prevedeau o creștere a cifrei de afaceri în 2013 vis-a-vis de 2012 față de cum era în luna decembrie. În luna decembrie, la începutul lunii decembrie, lumea era mai optimistă. Mult mai puțin oameni de afaceri prevedeau creșteri ale numărului de angajați în propriile lor companii în anul 2013 versus 2012. Și aceasta a fost o chestiune de două luni și jumătate. Mult mai puțin oameni de afaceri prevedeau o creștere a investițiilor pe care urmau să le facă în anul 2013 vis-a-vis de 2012 între cele două analize. De ce? Pentru că au apărut toate aceste elemente și atunci automat, în momentul în care tu ca om de afaceri pui frână, efectul se vede în economie. Trebuie să fim foarte atent cum lucrăm cu percepție. Sigur, noi suntem o comunitate, Romanian Business Leaders, dar similar, același mesaje le primesc din câteva sute de oameni de afaceri cu greutate, care reprezintă o pondere importantă a PIB-ului României, care reprezintă, aș spune, cele mai dinamice companii românești, conduse de oameni tineri, oameni care au demonstrat că practic în perioada de criză fac față crizei și se dezvoltă. Nu suntem un grup de oameni de afaceri care fac tranzacții cu statul, care au poziții privilegiate în relațiile cu un partid politic sau cu altul, care și-au clădit averile pe tot felul de contracte asupra cărora stau semne de întrebare. Nu. Sunt oameni de afaceri care au pornit pe jos în domenii intens concurențiale, care ne batem de la egal la egal cu mari companii internaționale și care facem față acestei concurențe pentru că avem, bineînțeles, multe elemente care ne sprijină în acest sens, ceea ce înseamnă că suntem competitivi. Dar vreau să spun că și investitorii străini au perceput negativ aceste lucruri.
Deci trebuie să înțelegem... Ați avut semnale din partea? Sigur că da, sigur că da. Se observă din nou o lâncezeală în ceea ce înseamnă planurile de investiții pe foreign direct investments, pe investiții străine în România. Noi trebuie să înțelegem că dacă nu dăm mesaje consistente, clare, dacă nu arătăm că atunci când luăm o decizie, decizia asta este bine măsurată, este bine calculată, este bine comunicată, întrunește consensul unui număr important de oameni din mediul de afaceri, atunci cu siguranță o astfel de decizie este acceptată. Atunci când o decizie pare a fi luată rapid, fără un calcul anume, fără să aibă o analiză judicioasă a ce se întâmplă dacă cu mulți dintre jucătorii din piață, atunci cu siguranță ne punem semne de întrebare, punem frâna, spunem, domne, mai vedem că dacă mai facem investiția cu tare, mai vedem dacă mai angajăm bani ca să angajăm forțe de muncă suplimentară, mai vedem dacă nu ducem la bancă să luăm un credit ca să creștem business-ul, momentan mai stăm să vedem cum se întâmplă lucrurile. Ori asta înseamnă timpi morți și înseamnă că, practic, întârziem ieșirea din criza României, întârziem, practic, dezvoltarea țării. Astea sunt efectele imediate. Toate aceste semnale le-ați transmis nemijlocit, ca să zic așa, în mod direct, și celor care au luat aceste decizii? Am fost plăcut impresionat să constatăm că la summitul care a avut loc în luna februarie a României Business Leaders s-a bucurat de atenția unei părți importante a guvernului. Au participat prin viceprim-ministrul Dragnea, a participat ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, doamna Grapini, a participat domnul Vosganian, ministrul industriilor. Și-au prezentat prioritățile și intențiile mandatului lor, ceea ce a fost foarte important, pentru că pentru mediul de afaceri a fost un contact direct să înțelegem, ok, ce vreți să faceți. Sigur, acest tip de comunicare ajută și ceea ce este și mai important este că cu multe astfel de instituții a continuat după Romanian Business Leader Summit, au continuat dialogul și suntem în dialog nemijlocit cu una dintre ministere, de asemenea cu consilierea prim-ministru pe teme de antreprenoriat, pe teme de dezvoltare a antreprenoriatului, deci practic există un interes, aș spune, mai mare decât a existat din partea guvernelor anterioare sau a ministrilor anterior cu privire la participare. Care ar putea să remonteze optimismul, care ar putea să, cum să spunem, să întărească dialogul dintre guvern și societatea civilă, dintre jucătorii care au un rol în viața economică a României. Ceea ce este important. Deci probabil că asta ajută mai mult la evitarea unor greșeli care nu sunt în beneficiu nimănui. Niciunul dintre noi cred că nu ne dorim ca România să aibă sincope în dezvoltare.